Foresta s-a calificat în fanfară în turul 4 al Cupei României, după ce a trecut miercuri pe Areni de Bucovina-Rădăuți cu scorul de 3-0 într-un meci contând pentru faza a 3-a a competiției. Anunțată de ocazia lui June, deschiderea scorului a venit în minutul 6, când Cerlincă a executat o fază fixă din banda dreaptă, iar stopărul Ichim s-a înălțat dintr-un buchet de jucători și a marcat cu o lovitură de cap. Minutul 34 avea să aducă golul meciului pe Areni. Alexandru Marin a recuperat o minge în propria jumătate, undeva aproape de mijlocul terenului și, fără să ezite, a trimis un șut de generic peste Zvoronciuc, ieșit din poartă. Încurajați de peste 1000 de spectatori, galben-verzii au rămas la fel de periculoși și în repriza secundă, prin ocaziile lui Drugă, June și Grumezescu. Trupa antrenată de Dorin Goian și Daniel Bălan a avut șansa de a reintra în joc în minutul 70, dar golkeeperul Ailenei a fost la post și a respins mingea în corner la un șut de la distanță trimis de Ungurianu. Scorul final a fost stabilit în minutul 84, gazdele au beneficiat de o lovitură liberă de la 20 de metri de poartă. Profitând de noile reguli din fotbal, Căinari a executat rapid și a trimis balonul în plasă, într-un moment în care rădăuțenii încă își aranjau zidul. Meciul s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare, galben-verzii fiind îndelung aplaudați de publicul numeros de pe Areni. Câștigam meciul 3-0, asta nu înseamnă că decât un mic pas făcut înainte în Cupa României, înseamnă o oboseală în plus pentru meciul de campionat care îl avem la Târgu Secuiesc. Mă bucur că am câștigat pentru că, am mai spus și data trecută, victoriile aduc victorii. Felicit echipa! Despre suporte? Da, mulțumim, văd că vin din ce în ce mai mulți, îi așteptăm la stadion și sper să nu îi dezamăgim. Cu rezultate foarte bune, o să fie din ce în ce mai mulți spectatori. Foresta se califică în turul al patrulea, acolo unde îi va întâlni pe rivalii la promovare de la Aerostar Bacău sau gruparea de Liga a doua FK Miercurea Ciuc.